Da. Bună ziua, și bine ați venit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, bine, vedem. Pornim repede la treabă și algebra, am înțeles, nu? Da. Algebra. Da. 15 de la 28. 15 de la 28. Găsiți numele naturale divizibile cu 4 de forma. 3, 2, A, barat. 3, 2, 2 A. Ăsta e amic, domn profesor. Amic, da? 3, 2, A, barat, divizibil la? Divizibile cu, cu 4. A, 4. Domnul profesor, se vede pe online bine? Cam neclar. Așa. Acum suntem în direct ca să transmit și la alții să ne urmărească. Da, da. Este o leacă... ia să vedem. Nu se focalizează. Așa. Da, e ok. Acum e ok. Da, ok. Așa. Să lăsăm eu când o să fie mai bine, zicem. Poate să spun? Deci găsim numele de forma 3-2A, divizibil la 4. Fiindcă, David, ce părere aici? Cum te gândești? Știu că ca un număr se împarte la 4, ultimele două cifre trebuie să împarte la el. Deci, așteptăm aici să fie multiplul de 4. Da. 20 și cât ar fi multiplul de 4? 20. 24. Așa. Și 20... Deci, dacă și numai dacă, se întâmplă chestia asta, dacă și numai dacă, da? Da, Cristi? Da? A, a, fac. Da? Te rog. Așa. Uite, am făcut acum. Manual acum. Camera mare. Să focus. E ok, am focusat. Mai am deci, acum nu se mai vede. Acum se vede din nou. Uitați-vă, când vă mișcați, uite, mișcați-vă și... Când vă mișcați, vă și gen, dacă și vă place. Și pentru focusarea. Da. Da. Vedeți? Eu uite așa pentru că focusarea fie la să fie. Putem să stingem din nou. Eu nu știu, da. Am să... Bine, tata, hai să ne contem să le poate să se reface, în sfârșit. Vorbesc cu ochiul. Da. Zicem, A aparține mulțimii căror valori? 0. A aparține mulțimii valorilor? 0. 0, 4 și 8. Da? 0, 4 și 8 este mulțimea valorilor pe care... Și nu mai scrie mai mult, nu? Atât. Suficient. B. B. 3A2. 3A2. Să se divize toate la 4. Da, toate la 4. Daria, te rog. Păi, asta înseamnă că împărțirea la 4, ultimele două cifre trebuie să se împarte la 4. Așa că am văzut că cu 2 nu se poate, A fiind 2 nu. A fiind 3, cred. Da. Da, A fiind 3, deci... Dar până la 3 nu mai găsim ceva? 1. 1, 12. Ah, da. Da, mulțimii 4. 12. A aparține mulțimii. Deci A aparține mulțimii 1. 3. 3. 42 nu, 52 da.
52, da. 5. 62, nu. 72, da. 72, da. 82, nu. 92, da. 92, da. Deci, nu. Impare, să fiu unul. 3, 5, 7 și 9. Nu puteam să le găsim deodată, ci am făcut analiza și acum am procedat. Apoi, 3, 1, A. 3, 1, A. Da, vedea acum. Tot la 4. Da, toți toate în toate care le dau la 4. 3, 1, A, divide la 4. A-ul poate fi 2. A-ul poate să fie 2. Poate fi 6. 2 și 6, da? 2 și 6. Da. Bun. 3, A, 0. De. 3, A, 0. 0. Rezultă că A aparține mulțimii 0, poate fi 0. Ia să vedem. A, poate să fie 0, dar... Poate să fie 0? Da, poate să fie 0. A, poate să fie 0. Da. 0 se împarte la 4. Da. Nu? 0 se împarte la 4 face tot 0. 0 împărțit la 4, la orice număr împărțit pe 0 face tot 0. Da. Ei, de 0, da. 2. Apoi, 2. 4. 4. 6. 6. 8. 8. 7. 7. Dar vede tu mai ceva? 2. A zis bine? 20. Păi a fost 40. Deci se împare. Deci depare. Da. 20 sunt 4 la 4. 40 sunt 4 la 4. ABCD? E, e, e. 3, A, 1. 3, A, 1. Tot la 4. Tot la 4. Davide, te rog acum. Păi este mulțimea vită. Mulțimea vită pentru că avem pe 1 la sfârșit. Avem pe 1 la sfârșit. Și n-ar mai avea nicio posibilitate, da? Deci A aparține mulțimii vite. Mai am? Da, 1 și gata. 3, A, 2, 8. E, da? Da. 3, 3 A, 2, 2, 8. Aici e ușor, deoarece... Stați. Deci A poate să aparțină mulțimii... 0, 1, 2, 3, 4, 5. De ce credeți? De ce să luăm pe partea? Pentru că regula de împărțire la 4 este cu ultimele două cifre trebuie să împartă la 4. Dar cum vine în minte chestia asta? De ce ultimele două cifre? De asta nu percep eu. Deci eu nu mă se împarte la 4, că ultimele două cifre se împart la 4. Da. Dar care-i motiv? Cum? Indiferent cât ar fi numărul de mare, ultimele două cifre sunt totdeauna de 4. Dar de ce? De ce? Pentru că... M-a spus întrebarea? Nu. Nu. Hai să ne punem acum. Un număr format din câte cifre ar fi? A, B, da? De tipul A, B. Da? Scriem la A. Alo? Fii atent. Alo? Da? Da. Salut. Da. 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 Bine. Atunci așa, eu sunt într-o lecție, nu sunt într-o lecție de matematică, nu mai putem să le vorbă. Sunt în direct acum la profum aici, deci nu am cum. Mai pe seară, pe la, de la 9 încolo. Da. Da. Vă salut. Salut. Deci, hai să ne întoarcem. Și să vorbim așa, un număr care ar avea foarte multe cifre, de la ordinul sutelor încolo, el scrie, se scrie așa, hai să spunem unul aici. Este lung, cu M la sute, așa ar veni, M, plus AB. Plus AB. Cel care este cu ordinul sutelor, până aici, totdeauna se bate la
la 4. Cu 100 se împarte la 4. Ah, mai ții, ne-am dat exemplu în casă. Aveam 3, 7, 8, 0, 0, 94. Un număr care... 3, 7, 2, 4. Care se strică ca fiind 3700 plus 24 și se împarte la 4. Sigur că da. Aici se împarte la 4, că 100 se împarte la 4 și rămâne doar, rămân doar ultimele două cifre care să ne creeze o problemă. Dar da? Deci ăsta e motivul pentru care totdeauna nu ne mai frământă. Pentru că și în față de ordine 100, totdeauna se împarte la 4 fiind atâtea sute. 100 se împarte la 4. Și câte ori sute ori fi, să fie sănătoase, să fac la parte. Deci acolo scriem de la 0 la 9. Deci de la 0, 0, 1, 2, până la 9. E bine să scriem 2, 3, dar voi ați înțeles aici, la 9. Toate cifrele începând de la 0. Mergem mai departe. Exercițiu 16 de la pagina 28. 16 de la 28. Găsiți numerele naturale divizibile cu 9 de formă. Deci, 1, 5, A. Amic. 1, 5, A. A. Da, divizibile cu 9. Divizibile cu 9. Deci dacă știu criteriul. A aparține cărei mulțime? La 9. Când o număr se divide la... Da, vede să văd. Când toate... Este ca la 3. Când toate cifrele adunate, dă un multiplu de 9. Multiplu de 9. Deci dacă și numai dacă... Se divide la 9, dacă și numai dacă 1 plus 5, hai să scriem chestia asta, 1 plus 5 plus A este egal multiplu de 9. Da? Dacă e multiplu de 9. Ce înseamnă însemna aici dacă? Deci, ca și cum ar spune, 6 plus A, da? Te rog să vorbește, 6 plus A, 6 plus A egal cu 3. De 6 plus A se facă 9. Multiplu de 9. Da? A poate fi. 9 ori 1, prima dată, deci 9. Și de aici rezultă că A egal cu 3, ai zis bine. Apoi, altă variantă, 6 plus A se facă cât? Nu se mai poate. Nu se mai poate. Următorul multiplu de 5. De 9 ar fi egal cu 18. Și nu se poate. Și atunci A, aici A egal cu semnul de întrebare, da? Pe da, de ce? De ce suma cifrelor dintr-un număr împărțită la 9 de... Care-i motivul, da? De ce această regulă? Cum s-a întâmplat să fie? Ei, acest lucru, așa cum eu v-am explicat aici la 4, vă gândiți și voi la 3 și la 9, de ce a ajuns la ideea asta? Cine a ajuns? Cum a ajuns? Zic dacă știu. A, B, C, parat, împărțit la 3, trebuie să îmi dea, să aflu A plus B plus C, în paranteză, împărțit la 3. Da, mă. Și da. Scriu 99, 100 A plus 10 B plus C, egal cu 99 A, plus 9B plus A plus B plus C împărțit la 3. Asta este. Hai, am prins din chestia. Hai să vedem dar ea. Deci zicem dar ea așa. Avem ABC. ABC vreau să se divide la 9. Da? Ei, acum eu doresc neapărat să-l transcriu pe ăsta. ABC barat înseamnă 100 A plus 10 B plus C. Care înseamnă? Egal mai departe. Fiindcă vreau multiplu de 9 pe 100, îl zic 99 plus 1. Da? Deci zici 99 plus 1. 99 A. 99 plus 1 ori A, ca să înțelegem bine, să fie clar pentru toată lumea. Plus 9 plus 1 ori B și plus C. Care face, în final, desfacem paranteza, aplicăm distributivitatea și face 99 A plus A plus 9 B plus B și plus C. Care înseamnă? Din ăștia care sunt multiple de 9, scoate pe 9 factori, deci 9 pe lângă 11 A plus B și plus A plus B plus C. Cât m-a rămas? Aici este multiplul din 9, pentru ca totul să fie multiplul din 9, trebuie și asta să fie multiplul din 9. Deci, spunem, ăsta, ABC, hai să scriem așa, ABC, se divide la 9, dacă și numai dacă, coada asta care a rămas, aici este multiplul din 9. De 9. Deci, plus C, este, se divide tot la 9.
Cum? Asta se vede, da, nu? Îl vedem, da? Da. Se vede foarte bine. Așa și la 3. Exact, și la 3 la fel, după aceea. Sigur că da. Ei, haideți să mergem mai departe. Haideți să vedem. Deci am zis 16. B. 2A9. B. Da. 2A9. 2A9. Dar mi-a plăcut, Daria, că aici s-a pus problema... De unde? Deci, apropo de ce am zis eu la 4. De unde și la 9 state? Cui? Cine a visat? E bine așa tot timpul să ne punem să facem legături. Dacă ești curioasă tot timpul, afli și adevărul. Deci 2 ani 9 să se divid la 9, dacă și numai dacă, știm regula, te rog să vorbești, Davide. 2 plus la A plus 9 este egal cu multiplul de 9. Dar i-am spune atunci, A aparține mulțime. 11, hai să zicem că ați spus 4, 11 plus A. 11 plus A este egal cu multiplul de 9. Așa. Deci rezultă că A aparține mulțime. Deci egal cu multiplul de 9. Deci rezultă că A aparține mulțime valorilor. 6. 6 este primul. David, ai mai găsit ceva? Păi, ca să dea multiplul 6, indice 6. 11 plus 6 fac 17. 7, mamă. 7. 7. Și atât. Altul mai este. 3 fac 27. În cazul nostru, că e la 11, acolo 18. Aici e 7. Așa, acolo. Ce? 3, 1, 3, A. 3, 1, 3, A. Să se divide la... 9. Dacă și numai dacă, știm bine, Daria vorbește acum, 7. 7 plus A trebuie să fie multiplul de 9. Egal cu multiplul de 9. De unde rezultă că A aparține mulțimii 2. 2. Davide, la cine te mai gândești? Atât. Atât? Sigur că da. Dar nu mai am șanse. Din cifre. Da? D. 5A7. 5A7. 5 A, 7. 7. Să se divide la 9. Dacă și numai dacă. Da, bine. 5 plus A plus 7 este multiplu de 9. Adică zicem deodată 12 plus A. Deci egal multiplu de 9. Și ce a însemnat? Ce a însemnat că A aparține mulțimii 6. 6, doar elementul 6, da? E. 1, 2, A, B, 0. E. 1, 1 2, 2, A, B, A, B 0. 0. La 9. Și se divide la 9. Da, și mai dacă știm regula, suma lor. O să fie 3 plus A. De ce 3? Da? 3 da. Plus A plus B. 3 plus A plus B. Să fie multiplu de 9. De unde rezultă că AB, poți să pun AB? Nu AB. A plus B. Da, dar... Deci A plus B. Tu ai zis AB... A plus B, nu AB, da? Deci, e plus acolo. Vrei să dai deodată răspunsul cine A și cine B? Nu dau deodată. Mă gândesc că am mai multe variante complicate. Deci A plus B cât se poate? A plus B poate să fie... Trebuie să fie. 6. 6. Deci avem o dată A plus B egal 6. Cum și virgula poate. Apoi... A plus B? Aba nu, pentru că poate fi și numele mai. A plus B poate să fie... 6. Nu 6. 6 odată. Dar mai poți să... 15 minus 3. Da, A plus B face 15. A plus B. Și cam atât. Egal cu 15. Și cam asta este că dacă mergi la un A plus B, mai punem 9. Asta rezultă că... Acum ne ducem și începem să facem analiza. Zicem, A plus B egal cu 6. Da? Egal cu 6. Ce situații desprindem? O primă echipă de A și B, A și plus B, să facă 6. Te rog? 33. 33. Hai să luăm ordonat. 2 și 4. Mai ordonat, mai jos. 1 și 5. 1 și 5. Și fiind AB în mijloc. 0 și 6. 0 și 6. Deci A egal 0. B egal 6. Sau, tot aici pe loc să facem asta. Sau o lăsăm mai la timpul potrivit. A egal la altă variantă, Daria, 1. 1 și 5. B egal cu 5.
2 și 4. A egal cu 2, B egal cu 4. Și 4 și 2. O să vedem, dacă crește aici tot, exact. A egal cu 3. A egal cu 3, B egal cu 3. Da, vede următorul, A egal cu... A egal cu 4, B egal cu 2. A egal cu 4, B egal cu 2. Apoi A egal cu 5, B egal cu 1 și egal cu 6 și B egal cu 0. B egal cu 0. Și ne scriem 12AB, 0, din 12AB, 0, numărul acesta, aparține mulțimii tuturor numărilor, deci forma 12, hai te rog vorbește tare, 12, 0, 6, numerele sunt 1, 2, 0, 6, 0, 0. Apoi, Daniel. Apoi 12, 6, 0, ia luam tot de dat. Hai să luăm un hai acolo, acolo, uite cum e și urmă. 1, 2, 1, 5, 0, 1, 2, 2, 4, 0, apoi dată de 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 0, apoi 1, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 0, apoi 1, 2, 5, 5, 1, 1, 0, 0, și respectiv 1, 2, 6, 0, 0, 0. Și continuăm. Și continuăm pentru 15. Apoi, sigur că da. Mergem cu A plus B egal cu 15. Dacă A plus B egal cu 15, putem începe de la numărul 6. Deci A egal A egal cu 6, B egal cu 10. Nu. B egal cu 9. Asta e bine. Ce stați? Numărul și numărul. Ai scris. Unde ești? A, descris numărele acelea, da? Așa trebuie redactat, scriem că mulțimea numerelor de forma asta. Ne gândim tot timpul să redactăm corect. Este important. Da. Da? Și Davide, acum suntem cu A plus B egal cu 15. Hai să vedem acum, suntem la A plus B egal cu 15, Davide. Să luăm cazul acesta. Da? Deci A plus B egal cu 15. Și am mers cu prima variantă A6, B egal cu 9. Apoi A egal cu... A egal cu 7. B egal cu 8. A egal cu... 8. 8. B egal cu 7. B egal cu 7. Și A egal cu 9. Da. B egal cu 6. B egal cu 6. Am mai avea variante? Da, acestea sunt sigure. Astea sunt sigure. Așadar, vom spune 12. Da, vede, te rog, spui. Continuăm acolo la mulțime. 12. 12. 6, 9, 9, 6, 9, 6, 9, 0, 0, 0, apoi 12, apoi 12, 7, 8, 0. Da, și scrie, da? El nu dovedește să vorbească și să scrie, de aia rămâne în urmă. Stai cu că ochii pe căițelul tău. Tu de acolo de nu te-ai spital pe David, asta da, e asta, asta vreau eu să... Deci 12, 6, 9, 0, 12, 7, 8, 0, vorbește continuare. 12, 9, 6, 0. 12, 9, 6, 0. De acolo, cum o scriu? 12, 8, 7, 0. 12, 8, 7, 0. Iată cum am scris toate numerele care au această proprietate. Sunt de forma asta, divizibile la 9. Și mai avem unul, F. F, da. A, 2, B, 8. A, 2, B, 8. Tot la 9. Tot la 9. Dacă și numai dacă, vorbește Daria. Așa. Deci facem 10 plus A plus B. 10 plus A plus B să fie egal multiplicul de 8. De 9. 9. De 9. Da. Ceea ce ar însemna că A plus B... A plus B poate să fie egal cu 8. A plus B 8. Egal cu 8, o primă variantă. A plus B
egal cu 8, dar de mai departe. A plus B, ce mai șansă? Ce șansă mai are? A plus B poate fi 17. Că a zis 27, scădem pe 10. Și atât. Egal cu 17. Și am mai putea? Nu. Nu. Fiind cifre, A și B fiind cifre, împreună fac cel mult 19. Da. Deci ne oprim aici. 99, 8. Da? 99, 18. Și atunci 17 este ultima variantă. Și începem pentru varianta A plus B. A poate să fie 0. 8. A, și atunci... A e 0, B este 8. A nu poate să fie 0. De ce? Pentru că e prima cifră. Sigur că da. A fiind prima cifră la început, nu poate să fie 0. Deci A e 1. A e 1. A 1. B 7. Date de continuă. B 7. A 2. B 6. B egal 6. Apoi continuăm. A egal cu 3, B egal cu 5. Da. A egal cu 4. A egal cu 4, B egal cu 2. Da. A egal cu 8. A egal cu 6. A egal cu... Mergem ori. 1, 2, 3, 4, 5. Greșit. De ce? Ăla cu A egal cu 4 și B egal cu 2. De ce? Că nu dă 8. Vezi? 4 și cu 2? 4 și cu 4. Sigur că da. Eu am scris, tu mi-ai zis asta. A egal cu 5, B egal cu... 3. B egal cu 3. Așa. A egal cu 2 și B egal cu... A egal cu 2 a fost. A egal 6. Cu 6 și B egal cu 2. Da. Apoi continuăm. A egal cu... A egal cu 1. 7. A egal cu 7 și B egal cu 1. B egal cu 1, da. Scrie. În timp ce nu stai cu ochii pe tablă, nu după tablă trebuie să scrii. Este un reflex de la clasă. Așa fac copiii la clasă, copiii de pe tablă. Da, da. Și ei ne... Asta e reflexul de acolo, e comod. Acum, A egal cu cine, Davide? A egal cu? 8. A egal cu 8 și B egal cu 0. Merge, da? Și B egal cu 0. E, iată că am găsit. Pentru A plus B face 8, dar ia A plus B, să luăm acum, să facem 15. 15. Nu 15, 17. 17. Așa. Am fi A egal cu 9. A egal cu 9. B egal cu 8. B egal cu 8. A egal cu 8. A egal cu 8. B egal cu 9. B egal cu 9. Astea sunt. Aceste două posibilități. Și așa că în final, spunem că răspunsul corect este A2B8, numele de forma asta A2B8 aparțin mulțimii și Davide vorbește. 9288. Apoi 8298. 2, 9, 8. Ne-ai luat la sfârșit, da? Da. Apoi. 2, 6. De ce 2? Dar de ce sare? 1 este. A, 1, 2. 1, 2. 7, 8. 7, 8. Apoi, Daria. Am scris. Hai, nu contează. 2, 2, 6, 8. 2, 2, 6, 8. 3, 2, 5, 8. 3, 2, 5, 8. 4, 2, 4, 8. 4, 2, 4, 8. Fie Davide, merge mai departe. Fără bară, doamnă. 5, 2, 3, 8. Lasă să vorbească și el. 5, 2, 5, 2, 3, 8. Apoi Davide. 6, 2, 2, 8. 2, 2, 8. 7, 2. 1. 7, 2. 7, 2, 1, 8. 1, 8. Și? Și 8, 2, 0, 8. 8, 2, 0, 8. Cât ai stat acum și ai pronunțat, mâna scrie. Nu stai și faci pauză. Deci mergi odată. Da? Deci asta trebuie să înțelegi. Mergem mai departe. Dar să zic că eu cred că n-am scris
De ce trebuia să le scrim ordonat, știi? Eu am 9 și numai să aveți 10. Băi, sunt două aici. Deci 9, 2, 8, 8. 2, 4, 6, 8 și cu 2, 10. Trebuie să fie. Ce numesc? Poate-i sărit un 9. 2, 4, 6, 8, 10. Corect. Sunt 10 cazuri. 1... 17 la pagina 28. 17 la 28. A. Câte numere de 3 cifre, având ultima cifră egală cu 2, sunt divizibile cu 3? Deci câte numere de 3 cifre, de ABC? AB2. AB2? Cifră 2. Așa. Având ultima cifră egală cu 2, sunt divizibile cu 3. Divizibile cu 3. Ca numărul lor. Da. Câte? Câte sunt divizibile cu 3? Deci ar trebui să se întâmple ce? Păi să ne-a fi știut, domnul profesor, cât de divizibilitatea are. Dacă și mai toate cifrele adunate de o multiplică. A plus B plus 2 egal? A plus B plus 2 să fie egal cu multiplul, așa zicem, egal cu multiplul de 3. Asta ar însemna... A plus B poate să fie 1. Deci A plus B trebuie să fie 1. A plus B egal cu 1. A poate să fie 7. Deci, da, nu, mai întâi poate să fie 4. Deci A plus B se facă 1, dată, da? Da. Apoi A plus B, se facă 4. A plus B se facă 4, da, vedeți bine? Da. 4 și cu 2 fac 6, da? Apoi A plus B ce se fie 7. Asta știu. A plus B fac 7. Da. Apoi A plus B. Apoi A plus B se facă... 12. Adică 12 facă 10. 10. Facă 10, da. A plus B facă 10. Deci 7, 1, 4, 7, 10. Deci 3, 3, da? Da. Deci A plus B facă 10. Are rost. Facă 14. Are rost. Deci A plus B să facă 14. Apoi îi vine 14? 14 plus 2, 16. 16 multiplu de 3. 13. 13, dar, Câte 3 am adunat? 7, 10, 3 și încă 3, 13. 13 plus 2 fac 15. 13 plus 2 de aici face 15. A plus B? 16. A plus B, Davide, egal cu... 16. Da. Și A plus B? A plus B? 19. Se poate 19. Nu, Ricci, pentru că așa vezi cifre. 9 plus 9? 18. Deci până aici ne oprim aici. Acum. Ei, hai să vedem A plus B. Mă zice ce se le scrie. Păi zice nu. Doar să zicem câte. De ce nu fie să scrieți-le? Exact. Că sunt foarte multe. Probabil că sunt foarte multe. Hai să vedem. Pentru A plus B fac cu 1. Pentru A plus B fac cu 1. A e 1. A egal cu 1. Și B egal cu 0. A e prima cifră. Deci fiind A cifră, prima cifră, numai asta ar fi, nu? 1 și 0. Da. Apoi... Ei, care ar fi numerele în condițiile astea? 102. Ar fi 102. Deci 102. Ar fi 132. Deci 102, da? Ar fi 132. Deci 132. Pentru că A plus B egal cu 4. Deci A, un regulat plus B egal cu 4. Nu, suntem aici. Atât ar fi, da? Da. Mai departe. Păi apoi... pe 4. Pe 1, unul e deja scris în mulțime, așa că nu avem voie să scriem încă o dată. Cum adică unul e scris? N-am înțeles-o pe asta. Adică A aparține mulțimii 1 și nu o să mai scriu încă o dată 1. De ce? A plus B fac 4, nu trebuie să luăm în calcul. Da, ea zice că dacă ar fi fost să scriem mulțime, știți? A, ca număr. Ca și număr, mai repetăm încă o dată numărul 1, zice ea. Pentru cazul ăsta... Câte numere găsim, copii? Câte numere găsim? Ca A plus B. 4, 3. 0, 3 numere. Mai multe 3. De ce? Spune-mi. Pentru că am 4, 0, 1. 4, 1. Da? Deci cât ar fi? Hai să luăm în ordine. Păi ar fi 1, 4. 3. A egal cu? 4. Mergi de sus înapoi, da? Da. A egal cu 4. 4. B egal cu 0. Da. Da, e corect așa. A egal cu 1. Da. Când vezi că tu nu e noi, Davide. Sar, dacă nu... Și îi să pierzi un număr așa. A egal cu 3. Deci, ai scăzut cu 1?
Da. Și adaugi dincolo. A egal cu 3, da? Și B egal cu... Și B egal cu 1. Apoi. A egal cu 2. A egal cu 2. A egal cu 2. Și B egal cu 2. B egal cu 2. A egal cu 1. Ai scris în timpul ăsta. Ai scris. Păi nu trebuie spital lucrurile scrie. Dacă tu mi le-ai dictat, înseamnă că le poți scrie singur. Eu nu pot să te urmăresc ce faci tu, dar am să fac efortul ăsta când te pun să stau deoparte și nu scriu nimic decât după ce scrii și tu. Deci A egal cu 4, B egal 0, A egal cu 3, B egal cu 1. A egal cu 1. Adică de-aia nu te mai uiți pe tablă ce sunt astea, pentru că e sensizat. Scade cu unitate, crește cu unitate, suma nu se fac cu 4, tot timpul ăsta era... A egal cu 1, B egal cu 3. Și atâta. Și atâta. Sunt 4 aici. Întrebarea era să nu le scriem pe toate și acum să le numărăm. Să zicem, pentru prima situație am găsit un singur număr. Pentru situația asta am găsit 4. Pentru 4. A plus B egal cu 7 găsim 7? Asta ar fi interesant. Da. Pentru A plus B egal cu 10 oare găsim 10? Se poate. Vreți să hai să încercăm. Deci foarte tare chestia asta. Deci A plus B fac 7 să fie 7. Când A plus B au făcut 1, a fost una singură. A plus B face 4, am găsit 4. De ce oare? Păi mai întâi haideți să vedem dacă e adevărat și că următorul număr n-o să... Dar mama a anticipat mai devreme. Ce a făcut-o pe ea să creadă că ar fi bine? Bănuiți voi de ce? Păi din câte vă numerele sunt dintre 3. Ele sunt așa ca sumă. Dar de ce aici merge foarte rapid și spune... Aici s-au obținut 4 variante. Asta ar trebui să le numărăm numai. Pentru că AU pleacă de la 1 până la 4. Și de la 1 până la 4 sunt 1, 2, 3, 4. Dacă pleca de la 0 până la 4, ar fost 5 numere. Corect. Și noi cred că trebuie să punem condiția deodată a diferit de 0. Sigur pentru că da. Prima cifră. De la început de acolo. Deci, și a diferit de 0. Deci aici, când așa, și adaug aici a diferit de 0. Ca să fie clar de ce mergem fără 0. Și acum, în ideea asta pe care am ridicat-o acum, că au începe de la 1 până la 4, sunt 4. 1, 2, 3 și 4. Au pleacă de la 1 până la 7. 7 variante. Și atunci, câte numere sunt de forma asta? Păi o să avem 7. Păi, toate adunate, mai. O să fie 16 plus 13 plus 10 plus 7 plus 4 plus 1. Deci nu sunt numărul lor, ca asta trebuie să spun, câte variante, 31. câte soluții? 31. Hai să vedem. Vedem câte sunt, da? 4 plus 7. Știi, nu asta... era important. Numărul lor de adunat este simplu, dar să avem cunoscută ideea asta, să înțelegem de ce le adunăm. Pentru că aici au începe și la 1 la 4, de la 2, de la 1 la 7, de la 1 la 10. Deci, numărul lor, așadar, dacă notăm cu A mare, A mare, la mulțimea numerelor de forma asta. Uitați mai jos, 7. A, B, aici, nu? A, B, 2. Cu proprietatea, hai să zicem așa, cu proprietatea că AB2 se divid la 3, așa, atunci cardinalul lui A, adică numărul elementelor lui A. Câte numere găsim? Asta vă întreba. Așa. 51. Cardinalul A egal cu 51. 1 plus 4 plus 7. Alo? Bună ziua! Da, acum sunt într-o lecție de matematică, vă rog să mă sunați la 6 și jumătate, am spus fac la 7, nu? Așa, la 7 mă sunați. Nici o problemă. La revedere. Așa. Deci, revenim. Noi nu trebuia să le scriem, dar nu puteam să pornim în egășițul fără să înțelegem bine toată povestea asta. Cum anume se obține ele. Că nu puteam să ajungem la cardinalul ăsta numărul 51 dacă nu aveam descoperit mecanismul. Corect.
Da? Mai întâi îți multipluți 1, 4, 7, 10, 13, 16. După care, faptul că A plus B face 4 și generează 4 elemente, A plus B face 1 și generează un singur element pentru că A trebuie să fie diferit de 0, m-a determinat să stabilesc foarte clar numărul lor. Și am făcut suma și cardinalul, deci este, așa cum am spus, 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 și plus 16. Și egal cu 51. Deci cardinalul este 51. Altă. 18 de la pagina 28. 18 de la 28. 18 de la 28. 28. A. El are foarte multe teme până la 6 jumătate. Și pentru că nu dovedim să o facem pe toată, să facem câte un pic din fiecare exercițiu. Măcar A-ul și B-ul și C-ul face el acasă. Să nu fii stresat de chestia asta. Deci eu vreau să înțelegi că putem să facem, până dacă ești deconectat. Exact. Da? 18-a. Dați 5 exemple de numere. 18. Deci dați 5 exemple de numere de 4 cifre care se divid simultan cu 2 și cu 3. Dați. Încă o dată. Dați 5 exemple. Da. De numere de 4 cifre. Deci de forma ABC. ABCD. Care se divid simultan cu 2 și cu 3. Și la 2? Și la 3. Și la 3. A, păi asta e simplu. Păi să vedem cum. Păi ca să, suma trebuie să dea un număr care este multiplu de 3, dar trebuie să ținem cont de faptul că D trebuie să fie par. Cum? Păi un număr se împarte la 2 atunci când ultima cifră este pară, mereu. Și un număr se împarte la 3 atunci când suma numerelor este un multiplu de 3 sau chiar 3. Asta înseamnă că dacă vrem să vedem, să dăm 5 exemple, trebuie să ținem cont de suma numărului, de exemplu, dacă eu vreau să, ca suma lor să dea 9, o să pun 1, 7, 1, 0. D trebuie să fie mereu par. Da. Asta este un punct de vedere corect. Că ea urmărește ce? Să se împartă și la 2. Deci la 2 asta înseamnă, Davide, ultima cifră de fi par. De fapt, ca spune că de aparține mulțime valorilor cărui mulțime. Care-i mulțime? 0. 0, 2, 4, 6 și 8, da? 0, 2, 4, 6 și 8. Iar aici, la 3, când se împarte la 3? A plus B plus C plus D. Așa, A plus B plus C plus D, A plus B plus C plus D, să se împarte exact la cât? La 3. Da. Deci... multiplu de... așa. Sau cum spui azi, asta e egal cu multiplu de 3. Sau zic aici e egal cu multiplu de 3. Aceeași lucru. Aceeași lucru. Da. Multiplu de 3. Povestea este că noi numai 5 numere vrem să aflăm. Eu am scris să vrem. Păi... numai 5, atâta 3. 5. A scris. La D poate fi 5 valori. 0, 2, 4, 6 și 8. Adică pe D să luăm în variante 0, 2, 4, 6 și 8 încă... și pe urmă să vedem suma lor să facă multiplu de 3. Ar zice și totuși dăm exemple. 5 mai exemple. Da, mai exemple. Dar putem să-l păstrăm și pe D aceeași cifră? D-ul poate să fie aceeași cifră, sigur că da. D-ul o să lăsăm 4 sau numai 2 sau numai 0, n-are importanță. Da. Cer 5 exemple, 6, 5 exemple. Da. 5 exemple. Dar iar poți să te duci repede să-mi dai o idee, cât să mai fac chestia asta să iau pe toate. 5 exemple. A, păi 1, 0, am scris aici. Cât? 1, 0, 5, 0. 1, 0, deci e un prim exemplu, 1, 0, 5, 0. Știi sigur că se împarte la 3. La 2 și la 3, da? Da. Altul. 1, 0. 9, 9, 9, 0. 9, 9, 9, 0.